Salutare, prieteni, bine v-am găsit pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Măi, prieteni, eu făcusem un vlog deja pentru azi, nu aveam un plan să mai fac și vlogul ăsta. Deci nu mai aveam un plan, prieteni, să mai fac un vlog în seara asta, dar a intervenit ceva. Toată ziua am fost sunată de nevasta Luciu și n-am răspuns, prieteni, pentru că am avut treaba pe acolo cu patroana. Am zis că lasă-l păciuș, să nu mai fie discuții, să nu mai mă bag eu, că ați văzut câte lume comentează că de ce mă bag eu și de ce fac eu. Dar femeia mă suna, îmi dădea pe TikTok și mesaje și până la urmă am reușit pe seară să ia legătura Alin cu ea. Am zis, băi, Alin, ne vorbește tu, că na, e vorba despre fratii, un problema asta, că Lumina a făcut ce a făcut. Hai, vorbește cu femeia și vezi ce s-a mai întâmplat. L-a sunat nevasta Luciuș și a spus că Dănuț ar fi pe mână în toată întâmplarea asta cu Lumina. Nu ne-a venit să credem și sincer vă spun, am îndoială și că ar fi așa și că n-ar fi așa, pentru că Dănuț l-am văzut chiar afectat de situația asta, adică a văzut, a avut certuri cu mama lui, a avut certuri cu toată lumea datorită subiectului cu Lumina și l-am văzut cel mai înfocat de chestia asta. Dar în ziua de azi nu mai poți să ai încredere nici în umbra ta. Exact. Deci, nu știu, și Alin e foarte șocat pentru că Dănuț ați văzut. A venit la el și la Strehaia, au discutat despre subiectul ăsta, îl vedeam foarte afectat pentru că el părea să țină cu noi. Din ce am vorbit și din câte s-au întâmplat, l-am simțit pe Dănuț alături de noi, adică să ne țină dreptate și n-a calculat lucrurile că ea e sora lui și că în mod normal ar trebui să țină cu ea. A ținut omul cu dreptate. Dar câte am auzit acum de la nevasta lui, pentru că nu a fost o simplă conversație să ne sune și să ne spună, băi, Aline, uite, cred că Dănuț are legătură. Am înțeles că există niște mesaje într-un telefon de la Luciuș, între el și Măgaru, și că acolo vorbeau despre Lumina anumite chestii, nu știu exact, nu vreau să dezvolt eu, o las pe femeie că a zis că o să pună conversațiile și să vă explice exact despre ce e vorba. Dar din ce am constatat noi și am auzit, ne duce gândul un pic la îndoiala față de Dănuț. Adică a spus niște lucruri adevărate și ne gândim că poate el îl anunța tot timpul pe Ciu și când aflam, de exemplu, că este într-un oraș și voiam să sunăm lumea, să-i căutăm să vadă dacă sunt acolo, dacă nu sunt, ei hop, a doua, a treia zi dispăreau. Înseamnă că cineva i-a anunțat. Să fi fost Dănuț, să nu fi fost, nu știu ce să mai cred. Deci, sincer, asta, deci treaba asta chiar ne-a șocat. Am văzut oricum în ultima perioadă, prieteni, că nu vreau să vorbesc doar despre subiectul ăsta, vreau să vorbesc mai multe subiecte. Toată lumea ușor, ușor își dă rama pe față, ușor, ușor toată lumea arată răutatea asta din ei ascunsă. Adică, de foarte mult timp, mai erau discuții între mine și Alin și spuneam de anumite persoane, băi, Alin, uite, oamenii ăștia nu sunt așa cum crezi tu. Și atenție, nu mă refer aici la bucătar și la cuturința, că știu că toți pe asta veți sări, mă refer la alte persoane care au avut legătură cu noi, care au fost la noi, care au făcut multe chestii și le anunțam tot timpul. Lui Alin se părea că sunt tot timpul prea restrictivă eu cu oamenii, prea pretențioasă, prea așa, dar uitați că a ajuns la vorba mea, când ți-e milă de cineva prea mult, ajungi tu să fii de milă lor. Pentru că și eu la rândul meu ați văzut că chiar dacă am câteodată sunt rea de gură, niciodată inima nu mă lasă să las pe cineva, indiferent cât de urât ar vorbi despre mine, că nici la mine nu s-a vorbit extraordinar de frumos sau poate de multe ori ați văzut. Și cum îmi comentați despre patroana, despre familia lui Alin, despre nu știu ce. Într-adevăr, eu am fost mereu alături de ei și la rău, la bine nu prea am fost. Și asta m-a deranjat și pe mine întotdeauna și am spus-o și eu. Lucrurile astea se vor rezolva pentru că v-am zis. Voi mă vedeți, de exemplu, tot timpul de-a lungul anilor că nu facem YouTube de el de azi, că sunt alături de ei la toate problemele, că susțin, că înțeleg, că pun mereu, am pus mereu capul în jos să fie bine tuturor și îmi spuneți că eu niciodată nu sunt acolo cu ei alături la bine. Bine, pe partea aveți dreptate să comentați așa, pentru că este într-adevăr adevărat. Dar... Da, ei se referă la cu Strehaia, nu? Da, ei se referă gen că... Nici nu sunt la Strehaia, mă duc o dată pe... Păi asta, eu asta aici vreau să ajung. Când a fost cazul să, nu știu, să avem o zi liberă, să putem sta sau să trecem în vizită,
cum v-am și spus, am fost, am trecut. Am fost de multe ori mai prieteni și v-am zis, n-am stat de filmare și de astea neapărat. Dar nici n-am vrut să fac treaba asta și vreau să le și explic de ce nu am făcut treaba asta. Dacă eu mergeam, de exemplu, în perioada aceea, știți și voi că cealaltă persoană era într-o altă relație, erau alte discuții. Dacă eu aș fi postat, pentru că Alin chiar mi-a spus, în momentul în care noi am fost la Herculane, mi-a spus Alin, deci hai să facem un vlog, hai să filmăm, hai să facem. Nu am vrut și am refuzat. De ce? Pentru că ar fi însemnat să fac o ambiție ca să arăt eu lumii că vai ce am făcut eu și ce tare sunt eu. Nu, mie îmi place când merg într-un loc, să merg de drag, să mă simt bine și să fac chestia aia că îmi place mie să o fac. Nu să o fac pentru a demonstra cuiva că eu fac acel lucru. Mie așa mi se pare normal. Ca și când mergi, nu știu, în vizită la niște rude, nu mergi în ambiția cuiva, mergi de drag pentru a sta, pentru a mânca. Noi nu am avut timp de așa ceva până acum. Noi am trecut doar în vizită, când s-a evit ocazia și cam atât. Am să vă las zilele astea și niște poze să vedeți că am fost acolo pentru că am niște poze cu David, dar chiar nu m-a interesat lucrul ăsta. Într-adevăr, este normal când, nu știu, este o sărbătoare. Aveți perfectă dreptate. Când e o sărbătoare, să zicem că e un Crăciun, e un Paște, e un Revelion. Da, e normal într-adevăr să fim acolo toți ca o familie. Dacă la rău suntem împreună, e normal să fim și la bine împreună. Dar v-am zis, nu mi-ar place tot timpul să stau să mă car după Alin atâția kilometri să merg acolo. Pentru că, în primul rând, Alin trebuie să mai stea și cu mama lui singur, mai vorbesc și ca fiecare și eu mai vorbesc cu mama. Vin la mama aici, de exemplu, vorbim și mie ca între fete, nu pot să vorbesc cu toate porcăriile de față cu Alin. Poate am chef să mă vai de cineva. Da, bă, și când merg o zi acolo, prieteni, știți bine că mergi și la fată și... Na. Tocmai, uite, de exemplu, cum e situația. Eu dacă n-aș mai fi, de exemplu, cu Alin, pentru că nu vreau să vorbesc despre cealaltă persoană, vorbesc cum aș fi în situația mea, da? Dacă eu n-aș mai fi cu Alin și Alin ar avea pe altcineva, s-ar recăsători sau, mă rog, ar fi normal ca, chiar dacă el aduce o nouă femeie în viața lui, să zicem că de sărbători, de toate alea, ar fi normal să fie împreună. Dar în restul timpului în care el își vizitează copilul, este mult mai ok ca Alin să stea cu copilul lui să petreacă timp. Pentru că e normal și în astfel de momente ești în plus, sincer spun. Dar, repet, vă dau dreptate în ce privesc sărbătorile și alte chestii care e normal. E normal să gândiți așa și să spuneți. Și v-am zis. Nu suntem într-o situație în care să putem să ne distrăm, să putem să mergem liniștiți, să stăm, să... Pentru că, gândiți-vă, uitați, în situația în care este soacra mea, singură acolo acasă. Nici măcar Alin nu are timp să stea, să petreacă mai mult timp acolo, datorită problemelor care sunt aici. Dar va veni și timpul ăsta, Dumnezeu să ne dea sănătate, că toate vin și se rezolvă. Dar v-am zis, sunt mulți oameni bine care fac și la ambiție și să mă enerveze, dar nu au de ce, pentru că v-am zis, la mine totul contează să fiu eu, să mă înțeleg eu bine cu Alin, să ne fie bine nouă, pentru că nici măcar Alin nu locuiește acolo. Ce aș avea eu de căutat să vin să locuiesc în Strehaia sau să stau la Strehaia dacă nici măcar Alin nu locuiește acolo? E o prostie asta, dar... Apreciez în continuare comentariile voastre. E normal ca toți să avem păreri diferite. V-am și dat dreptate în anumite cazuri în care ați avut dreptate. Dar v-am zis, lucrurile momentan nu sunt așezate nici măcar pentru noi așa cum ar trebui să fie. Dar să mai avem și timpul necesar să facem drumuri zi de zi sau săptămânal sau așa. E foarte greu. Am trecut prin atâtea, ați văzut și voi ce înseamnă. 3 luni de zile am fost numai aici la spital. Nu e o joacă ce s-a întâmplat cu noi. Gândiți-vă în ce situație a fost și socrul meu. Bineînțeles că toată lumea vede că le sunt alături, că toată lumea trebuie să deschidă ochii într-un final și să înțeleagă situația asta. Dar în fine, prieteni, v-am zis, zilele astea o să vorbim mai multe, mai detaliate și revenim cu un nou vlog. Am vrut să vă dau și vouă vestea asta cu măgarul. Ce credeți și voi? L-a influențat până la urmă și pe Dănuț? Acesta măgarul. Nu știu ce să facem cu acest măgarul. Vom vedea. Vom vedea. Rămâne de văzut. Vă pupăm, prieteni. Vă pupăm, prieteni. Și ne mai vedem și mâine. Pa, pa. Pa.